Un algoritm reprezintă un șir de instrucțiuni oferit calculatorului. Conditional statements verifică dacă niște condiții pe care noi le stabilim sunt îndeplinite sau nu. If statement De exemplu, avem un șir de indicații care stabilește valoarea de adevăr. Deci, dacă A este egal cu B, aceasta fiind condiția noastră, atunci printăm A. End indică sfârșitul algoritmului. După cuvântul cheie if, mereu urmează o condiție care să fie adevărată sau falsă. În funcție de valoarea acestei condiții, stabilim ce pași urmează să facă programul nostru. If și else. Această secțiune de cod se traduce: Dacă a este egal cu b, atunci printăm a. Altfel, printăm b. Deci dacă prima condiție nu este îndeplinită, atunci o să printăm B. If și else if. În această secțiune, dacă prima condiție A este egal cu B, nu este îndeplinită, atunci se execută următoarea structură de cod care este și ea specifică. A să fie mai mic decât B. Dacă nici aceasta nu este îndeplinită, codul se încheie cu end. If, else if și else. Dacă niciuna dintre condiții nu este îndeplinită, atunci se execută else. Putem adăuga câte else if statement-uri este necesar dacă dorim să verificăm dacă anumite condiții specifice sunt adevărate. Se aplică mai ales în cazul propozițiilor. For. Această structură de cod se execută până când algoritmul nostru termină de numărat sau ajunge la sfârșitul unui șir de numere. Exemplul se traduce în felul următor. Pentru. I este egal cu 1, I reprezentând inițiatorul, adică numărul de la care se începe numărătoarea, până la 10, execută, printează I. While. În acest exemplu, algoritmul nostru se execută până când o să fie egal sau mai mare decât 10. După ce a depășește valoarea de 9, programul nostru o să treacă la următoarea etapă, unde o să printeze A este egal cu 10. While se execută până când condiția specificată nu mai este îndeplinită, adică devine falsă. Dacă folosim un while true do, această structură de cod o să se execute la infinit sau până oprim programul.